Un concert de zile mari și focuri de artificii. Cadou special de ziua orașului Basarabeasca, deja al doilea an consecutiv. În ajun de hram, în centrul orașului, a fost instalată o scenă uriașă. La ora fixată pentru începerea concertului, s-au adunat sute de oameni, localnici și oaspeți din alte orașe. Ce așteptați de la concertul de astăzi? Aștept un concert grandios. În primul rând și atmosfera este una de sărbătoare, frumoasă și prietenoasă. Să dea Domnul să nu fie pentru ultima dată și întotdeauna să fie așa. Pentru Basarabeasca este o mare bucurie. În primul rând, cred că buna dispoziție pe care ne-o pot oferi cântăreții. Ca să ne bucurăm mai mult, pentru că, într-adevăr, în orașul nostru de mult nu s-au organizat astfel de evenimente și nu vor mai fi. Care interpreții așteptați cel mai mult? Pe toți cei care au venit, de toți suntem bucuroși. Astfel de evenimente nu vedem în fiecare zi, foarte rar. Formația Rojdestvo, Irina Krug. Mulțumesc sponsorilor care i-au invitat la noi. Suntem foarte mulțumiți. Toți îmi plac foarte mult. Voi sta să-i ascult. Primul care i-a salutat pe cei prezenți a fost primarul orașului. Vă salut pe toți locuitorii orașului nostru, toți oaspeții care au venit astăzi la această grandioasă sărbătoare. Vă doresc tuturor multă sănătate, dragoste, răbdare și un cer senin deasupra capului. Basarabeasca, mâine va fi ziua de naștere a orașului nostru. Noi trebuie să o sărbătorim ca niciodată. Este sărbătoarea noastră și noi am meritat-o. La mulți ani, Basarabeasca! Cu un mesaj de felicitare s-au adresat și oaspeții de onoare ai evenimentului. Țara și orașul nostru pot fi salvate doar de oamenii cinstiți, onești și principiali. Haideți să rămânem așa, să ne ajute Sfântul Nicolae care ne ocrotește orașul. Vă felicit și vă doresc optimism! Spectacolul a fost deschis de îndrăgiții interpreții autohtoni, formațiile Doredos, Sunstroke Project, Brio Sonores și interpretul Pașa Parfenei. Come till sunrise. Come on! Cel mai mare entuziasm au fost așteptate piesele celebrilor artiști ai șansonului rusesc, Irina Krug și formația Rojdestvo. Oh,
река, Ленинграда река. Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз, такая нежная к тебе. Seara magică a culminat cu un impresionant show cu focuri de artificii. Evenimentul a fost organizat de către Primăria Orașului, cu susținerea Fundației Renato Usatăi.